Peste 28.000 de doze de vaccin antigripal au ajuns în județul Gorj, însă nu toată cantitatea a fost distribuită. Aproximativ 60% din ser a fost împărțit spitalelor și unităților de protecție socială. Au sosit, au venit în două tranșe, deci în jur de 28.500 de doze au venit, au fost distribuite la DGASPC, la spitale. Urmează acum să distribuim și către medici de familie. În proporție de 60-70% aceste vaccinuri antigripale au fost distribuite. Urmează săptămâna viitoare să le distribuim la restul medicilor de familie care nu au intrat în posesia lor. În cadrul campaniei de vaccinare gratuită a Ministerului Sănătății vor fi imunizate cu prioritate persoanele cu vârsta peste 65 de ani cu boli cronice, în special boli respiratorii și cardiovasculare, boli metabolice, copii și bătrâni instituționalizați, personal medical, precum și gravide, conform recomandărilor OMS.